În momentul de față, contractul de execuție cu actele adiționale este la 89,9 milioane de lei lucrare. Dacă vor fi necesare ajustări, v-am spus, vom căuta soluții în continuare. S-a refăcut un zid de sprijin complet care ține partea de est a clădirii casinoului și partea de subsol astăzi la zi este consolidată la standarde actuale aflate în vigoare conform legislației. Termenul astăzi aflat în vigoare pentru predarea acestei investiții este sfârșitul lunii martie 2023, care în mod aproape sigur se va mai ajusta și vreau să vă explic puțin contextul. Fiind o lucrare desăvârșită în 1910, aici de-a lungul timpului de când a pornit investiția de 2 ani și un pic, s-au descoperit necesitatea unor lucrări suplimentare, mai ales legate de partea de consolidare a clădirii, dar și pe partea de ornamente.